în ultima săptămână de campanie electorală. Sunt subiecte importante pe care vrem să le abordăm. Sunt subiecte de mare interes. Sunt lucruri pe care vrem să le comunicăm opiniei publice, în primul rând. Fiecărui craiovean și fiecărui român. Alături de mine este domnul senator Mario Ovidiu Oprea. Va prezenta poziția partidului față de ieșirile necontrolate, ieșirile antisemitisme și alte lucruri pe care le varsă staful de campanie al Vioricăi Dăncilă, poziții antisemite și xenofobe în egală măsură. De asemenea, eu voi aborda și un subiect extrem de important pentru noi toți care veni, această întâmplare cu repetiție, anularea concertului Larei Fabian, organizat de Opera Română din Craiova și tot ce se ascunde în spatele acestui eveniment. Dar îl rog pe domnul senator să prezinte primul subiect. Mulțumim lui domnului Mihai Ferică, președinte al Comisiei pentru Cultura, filialei Dorgea, Partidul Național Liberal și membru în conducerea filialei. Vă spun, bine ați venit la conferința de presă și vă mulțumim. Într-adevăr, pentru că ne dorim o Românie normală și pentru că România are nevoie de respectul care să fie reciproc între aleșii statului și alegători și mai are nevoie și de politicieni cu o altfel de conduită, cu respectarea unor valori adevărate și cu alte viziuni, îi vom răspunde, doamnei Olguța Vasilescu, pe un ton civilizat. Afirmațiile xenofobe ale Olguței Vasilescu la adresa președintelui în exercițiu Klaus Iohannis nu fac decât să demonstreze două lucruri. Primul lucru este acela că în PSD întâi se vorbește și apoi se gândește. Și al doilea lucru este că nici măcar doamna Vasilescu nu dorește ca Viorica Dăncilă să câștige aceste alegeri, făcându-i ca șef de campanie de servicii constante, este un lucru care nu ne deranjează, nici măcar nu ne surprinde. Intervențiile agresive, cu trimitere la originile etnice ale domnului Iohannis, în preajma căruia se pare că doamna Vasilescu nu se poate controla, justifică necesitatea războiului politic cu PSD, cu membrii unei formațiuni care, an la rând, au încercat să controleze o țară folosind constrângerea, minciuna, manipularea, jignirile, violențele și discriminarea. Deja, de două ori prin vot, românii au arătat că nu mai tolerează acest comportament. Pe de altă parte, cred că PSD-ul este un partid care nu mai poate fi reeducat, dar este un partid care s-ar putea odihni în umbră, pentru că în funcțiile publice au făcut-o destul și asta în dezavantajul românilor, după cum s-a văzut. Doamna Olguța Vasilescu va trebui să învețe și scorul înfrângerii și faptul că acest partid nu este stăpânul niciunei comunități, fie că se numește și Craiova, oricât de mult ar folosi frica și minciuna drept instrument. Atacurile verbale sunt însă defecte de fabricație ale PSD-ului, care, să fim serioși, nu mai pot fi corectate după 30 de ani de utilizare intensă, dar care, iată, vor fi taxate prin vot de către români. Domnul Iohannis nu a judecat niciodată felul în care românii au ales să-și exprime votul democratic și asta chiar dacă ștampila a fost pusă împotriva sa, nu i-a pedepsit pe români, așa cum a făcut-o PSD-ul de nenumărate ori, atunci când rezultatele i-au fost nefavorabile. Este perfect adevărat că s-a ajuns prea departe. Și acum am citat.
S-a ajuns prea departe pentru că PSD-ul este un partid nociv, este un partid duplicitar care trebuia oprit, iar politicieni ca doamna Vasilescu demonstrează că nu pot scăpa de viciul urii al socialismului, al bătăii de joc, atribute care i-au propulsat pe unii pe trepte înalte și care însă le-au adus o notorietate al cărui preț se plătește acum și implicit pe 24 noiembrie. România va evolua și va avea o dinamică bună fără PSD, în trendul firesc european, iar în acest moment avem convingerea că PSD-ul nu știe ce își dorește mai mult, să câștige aceste alegeri sau să o dea jos din funcție pe Viorica Dăncilă. Mulțumesc, domnule Firică. Și eu vă mulțumesc, domnule senator. Voi face și eu anumite considerații asupra acestui subiect și în calitate de istoric și în calitate de, așa cum a spus domnul senator, de președinte al Comisiei de Cultură, Culte și Minorități a PNL Dolj, dar și ca om. Mi este greu de înțeles de ce Oana Vasilescu face astfel de afirmații antisemite, știind că se va expune nu doar opinii public, am văzut foarte multe poziții exprimate în acest sens și nu poate cineva să tolereze xenofobia și antisemitismul șefei de campanie a Vioricăi Dăncilă. Greu de înțeles și de neacceptat. În egală măsură vreau să vă atrag atenția că este un modus operandi, un mod de lucru pe care acest partid îl folosește în relația cu minoritățile, de orice natură, și de ce nu cu tot ce înseamnă străin, tot ce înseamnă valoare europeană, tot ce înseamnă ceva ce se opune PSD-ismului. Vă reamintesc acele excese făcute de Radu Mazăre, de Ilan Laufer, de Liviu Pop și Dan Șoba. Și lista aceasta poate continua. Este continuată de Oana Vasilescu. Este continuată într-o manieră foarte agresivă. Suntem în plină campanie electorală. A jignit o minoritate, i-a jignit pe etnicii germani, a jignit comunitatea evreiască, l-a jignit pe președintele Klaus Iohannis, ne-a jignit prin astfel de comportamente pe noi toți românii, deoarece i-a pus într-o lumină dezastruoasă, nefavorabilă, cum vreți să-i spuneți, pe românii din diaspora care, la rândul lor, sunt expuși oprobului majorității în acele situații, în țările în care s-au stabilit sau în care lucrează temporar. Este ușor de înțeles ce simt acei români pe pielea lor, din cauza astfel, unor astfel de afirmații xenofobe și antisemite. E adevărat, veți spune sau ne va spune Oana Vasilescu, faptul că și-a cerut scuze. Nu, și-a cerut scuze într-o manieră extrem de originală. Dacă acea afirmație a lezat cumva imaginea sau sentimentele comunității evreiești. Nu. Nu și-a cerut scuze față de președintele Iohannis, față de noi toți. Nu și-a cerut scuze față de etnicii germani, oameni loiali țării și care au demonstrat și au realizat în această țară lucruri deosebite. Ca, indiferent ce origine are un cetățean român. Acestea sunt încălcări ale valorilor europene, valori la care România a aderat, ale Uniunii Europene, și, în egală măsură, haideți să intrăm și pe zona aceasta, poate mai sensibilă, a vieții personale. Nu poți să faci astfel de afirmații și să jignești generații întregi și să răscolești durerea unui popor care a avut mult de suferit, dar PSD-iștii au făcut lucrurile acestea deloc întâmplător. Ei hrănesc un electorat care are reminiscențe în memorie, un electorat din ce în ce mai mic, provine de la Partidul România Mare și faptul că această tinerețe revoluționară a Orguței Vasilescu, iată că i-am spus și pe numele său,
nu doar pe numele de scenă. Faptul acesta i-a revenit în memorie și este felul său de a se comporta în politică. Trebuie să respingem toate aceste manifestări. Cer și eu alături de alți colegi și va fi depusă și o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, dar sper eu și la alte organisme ale statului și la Biroul Electoral Central să fie sancționate astfel de, nu le spun de rapaje, astfel de atacuri antisemite și xenofobe. Sunt absolut convins că se vor lua măsuri și de aici înainte Oana Vasilescu intră în această categorie a politicienilor antisemiți, reziduari, și va ajunge exact pe acolo unde este locul în politică, undeva pe centură, la marginea politicii și, de ce nu, eu sper să îi se termine și această carieră în politică, odată cu înfrângerea categorică a doamnei Viorica Dăncilă. Un al doilea subiect pe care vreau să-l prezint este scandalul în care Craiova este tărâtă din nou de reprezentanții săi, hai să spunem așa, în zona managerială, de domnul Antoniu Zamfir, managerul de la Opera Română Craiova, prin anularea unui concert care urma să aibă loc ieri, susținut de Lara Fabian, în cadrul festivalului Elena Teodori. Sunt foarte multe semne de întrebare cu privire la acest eveniment, felul în care a fost organizat, a fost gestionat, sunt bani publici. Dacă era un eveniment, haideți să spunem, organizat pe bani privați, poate ar fi fost de mai mic interes. Dar când vorbim de bani public, trebuie să cerem socoteală. Și în acest moment, eu îi cer socoteală lui Antoniu Zamfir pentru felul în care a gestionat acest contract, cum a negociat contractul cu impresarul și îi cer public să răspundă la mai multe întrebări. Să ne spună dacă a făcut plăți anticipate, ceea ce reprezintă o ilegalitate, dacă a făcut acele plăți anticipate, îi cer imediat să-și prezinte demisia de onoare, cer primăriei Craiova, instituție în subordine care se găsește și Opera Română, să întreprindă de urgență o anchetă, un control la această instituție și de asemenea vom sesiza Curtea de Conturi, pentru că trebuie să vedem în cele din urmă ce se întâmplă și la această instituție. Sunt mai multe instituții manageriate catastrofal, sunt bani publici care se scurg în buzunare private în mod ilegal. Trebuie să vedem de ce evenimente cu serioase semne de întrebare discutabile sunt organizate de aceste instituții conduse de frații Zamfir. Mă voi referi și la Opera Română Craiova, dar în egală măsură și la Filarmonica Oltenia din Craiova. Amândoi practică un soi de management în interes personal, cu excesele de rigoare și accentuez aici în mod special de Filarmonica Oltenia, dar ne vom ocupa în mod special de acest personaj care are și el ieșiri xenofobe, a jignit comunitatea romă din Craiova și pe liderul acestei, unul dintre liderii acestei comunități. Așadar, este un melanj aici de prost management și de reprezentare defectuoasă a instituțiilor de cultură din Craiova. Sunt mai multe întrebări la care trebuie să răspundă Antoniu Zamfir. Revin aici la acest concept. De ce artista nu a prezentat pe pagina sa, nu a făcut public și acest concert pe care urma să-l desfășoare, să-l organizeze în Craiova și care urma să fie un fel de star? De ce Opera Română din Craiova a anunțat foarte târziu, undeva la ora 13 pe pagina de Facebook, faptul că se anulează concertul? Și de ce am auzit și eu, am citit în
presă acest argument al managerului că a dorit să aducă un spectacol inedit, să creeze un eveniment inedit în cadrul festivalului Elena Teodorini. De ce, dispărând acest argument foarte al managerului, de ce susține că ar trebui reprogramat acest concert? Faptul că dispare, odată se încheie festivalul, dispare și acest argument suprem al lui Antonio Zanfieri. Așadar, nu-și mai are locul în agenda operei române, ar putea fi eventual, dacă acest impresar și artista respectivă, dacă mai au credibilitate aici în Craiova, să încerce a treia oară să organizeze un concert. Mai sunt semne de întrebare cu privire la biletele vândute și modul în care se vor recupera sumele respective. Faptul că nu au anunțat maniera în care se vor putea recupera, știu că s-au vândut și de instituție și, și în manieră online, sunt multe neclarități aici. Cred că și-au bătut joc pur și simplu de spectatori. Nu doar de craioveni, știu oameni care au fost interesați să vină la o manifestare culturală prezentată la modul superlativ, dar în spatele căreia deci, lipsea o organizare și erau foarte multe defecțiuni. Cum este posibil ca un manager care se respectă să susține că un artist poate să urce pe scenă, știți, este un spațiu neconvențional totuși pentru o astfel de manifestare, sala polivalentă, fără o repetiție generală. Faptul că orchestra și ceilalți artiști au repetat, asta nu i-ar fi dat dreptul lui Antonio Zanfieri să facă plăți anticipate. Repet, dacă a făcut aceste plăți anticipate, cred că a săvârșit o ilegalitate și trebuie de urgență instituțiile statului să se sezizeze. Sunt multe fantasme artistice pe care Antonio Zanfieri le-a organizat pe bani publici. Îi cer din nou să prezinte un bilanț financiar. El a organizat și, dacă vă amintiți, în Parcul Romanescu, celebra TOSC. Să spună care a fost investiția, ce sume au fost cheltuite și ce s-a întors din punct de vedere financiar în bugetul instituției. Sunt iar semne de întrebare cu privire la oportunitatea organizării unor astfel de evenimente. În condiții meteo nefavorabile, se duce totul de râpă, așa cum s-a întâmplat și cu acest spectacol. Artistul principal nu a mai venit, nu a mai putut să onoreze spectacolul fiind reprogramat și de aici s-a diluat tot ce înseamnă din punct de vedere artistic acel eveniment. Mai sunt și alte instituții de cultură din Craiova care sunt ușor depus pe lista unor, hai să spunem, unor găuri negre, dar dat fiind faptul că s-a petrecut acest episod negru din viața culturală a Craiovei, ne oprim astăzi aici cu privire la opera română. Sunt multe lucruri care vor trebui urgent clarificate. Sunt convins că și colegii mei din Consiliul Municipal Craiova vor pune multe întrebări, îl vor trage de mânecă din nou pe Mihail Cernoiu. De ce îi tolerează pe frații Zanfieri și de ce are această atitudine de dispreț față de craioveni, față de publicul din Craiova și de ce permite distrugerea unor instituții de tradiție din Craiova. Nu l-am auzit pe Antonio Zanfieri să reclame faptul că instituția sa se duce de râpă în absența unei sări de concert. Este o instituție, încă o instituție din Craiova care își desfășoară activitatea în spații improvizate, în spații care nu sunt potrivite pentru operă, pe la Casa Armatei sau așa mai departe, decorurile într-o parte, orchestra trebuie să facă un efort suplimentar și sunt foarte multe detalii. Repet, cred că un control anunțit al Curții de Conturi ar scoate la iveală faptul că s-au săvârșit ilegalități. Nu vreau să mă pronunț, să mă antepronunț cu privire la alte cheltuieli, dar îi cer public, repet, demisia lui Antonio Zanfieri sau urgent demiterea acestea. Mulțumesc, așteptăm întrebări. Mulțumesc și eu și
Mă aștept la întrebări, într-adevăr. Politica asta cu radicalul, cu antisemitism și alte lucruri, zbătura străină, nu e o continuare a epocidrată, a retoricii. Dacă îmi permiteți, cred că este mai de mult decât Dragnea. V-am amintit de acel episod Radu Mazăre, Victor Ponta, pe atunci președinte al PSD și premier, spunea despre Dan Șova, un absolvent de istorie, că nu cunoaște istoria, că este prost informat, așa l-a catalogat Ponta și vă aduceți aminte, l-au trimis pe Dan Șova să viziteze memorialul Holocaustului. Nu, deloc întâmplător. Ei hrănesc un electorat care odată cu dispariția sau aproape cu dispariția PRM a rămas nețintit. Și îi țintesc cu astfel de mesaje, electoratul xenofob există în fiecare națiune, oameni care cred în aceste fantasme ale trecutului, care sunt predispuși să dea vina pe străini, care sunt predispuși să consideră, să nege Holocaustul, să nege episoade din istoria fiecărei națiuni. Dacă nu înțelegem faptul că ei continuă pe această linie, este un mod de a opera. Da? Deloc trimitere la o anumită categorie infracțională. Sunt mult prea multe cazuri de antisemitism la PSD și de discursuri xenofobe. Uitați-vă cum încearcă să lege pe președintele Iohannis de nazism. Ceea ce nu a funcționat în 2014, nu va funcționa nici acum, pentru că românii sunt toleranți și înțeleg lucrurile acestea când faci trimitere la episoade din trecut cu care domnul președinte nu are nicio legătură sau noi nu avem nicio legătură și așa mai departe. Nu este deloc întâmplător. Dan Șova, păi este și Ilan Laufer, chiar dacă este de origine care, mă rog, vizat chiar de Oana Vasilescu, și-a permis să se autovictimizeze spunând că nu a fost pus pe post, un post pe care nu-l merita, pentru care nu avea cunoștințe de ministru la transporturi, și l-a acuzat de data aceasta pe domnul președinte Iohannis de antisemitism. Nu poți să folosești lucruri sensibile din istoria noastră, din istoria umanității, pentru scopuri politice. Ei au depășit o graniță și nu putem să permitem sub nicio formă să se depășească astfel de granițe. Poziția noastră și exprimată și de Asculeț, de Rareș Bogdan, am văzut reacții din partea unor instituții importante ale statului, completează această atitudine de respingere a antisemitismului, pentru că vorbim aici la Căva. Vorbim de un politician important care vine în fața Căvinei și încearcă să pară altceva decât este. Este antisemitism pe care îl respinge. Vreau să știu și eu cât a costat, pentru că au fost montate scene, lumini și toate cele, pentru spectacolul care trebuia să aibă loc aseară. Putem avea o sumă care deja s-a plătit pentru acest spectacol, din ce fonduri și așa mai departe? Informațiile nu sunt publice, informațiile nu sunt transparente. Antoniu Zanfier obișnuiește să nu facă publice astfel de cheltuieli. Sunt sume importante deja cheltuite și, din punctul meu de vedere, care nu pot fi recuperate. Vor putea eventual fi recuperate din bugetul personal al lui Antoniu Zanfier, dacă se va constata că el, într-adevăr, a cunoscut faptul că artista nu putea să ajungă în timp util, cred că a cunoscut încă de sâmbătă, și faptul că a negociat prost un contract arată că intențiile sale au fost de o natură, hai să spunem, poate chiar la limita penalului sau dincolo de această limită. A negociat prost un contract, un contract plătit din bani publici, și a mai făcut ceva. A promovat acest eveniment până în limita unde a știut că nu se va putea întoarce. Adică duminică, ora 13, când a dat acel comunicat,
Repet, sunt multe semne de întrebare. Nu este admis, indiferent de contract, ca un artist să nu-și onoreze contractul și să spună că a fost sfătuită de un medic să nu urce pe scenă, nu a prezentat niciun document medical, așadar poziția exprimată de Antoniu Zanfir este dincolo de limita acestui contract. Sunt foarte multe suspiciuni care pornesc tocmai de aici, de la aceste neclarități. Sumele deja cheltuite sunt importante. Ne putem imagina, m-ați întrebat de scenă, de prestații artiștilor, de ce s-a cheltuit deja de la sală, de competiții sportive eventual mutate și așa mai departe. Nu este prima oară când vine. De ce totuși nu și-a luat măsuri de precauție? Nu este prima dată când nu vine. Nu vine, da. Este a doilea eșec. Arată și managementul defectuos, așa cum am spus mai devreme. Cred că niciunul dintre noi, niciunul dintre voi, nu și-ar permite să antameze un contract cu un artist care știe că a mai avut așa ceva în trecut. Dacă ai o petrecere, nu schimbi pe cineva care știe că de regulă nu vine sau că este mai... Nu vreau deloc aici să arunc o ungă de îndoială asupra credibilității artistei. Nu știu ce s-a negociat, dar știu că s-a negociat pe asta. Altă întrebări?